Știi cum e Zita, postarea aia de pe Facebook? Zita pozează pentru fanii ei și Sorin repetă. Păi și Sorin, tot pentru fanii repetă, dar mi-a plăcut. Ți-a plăcut, nu? Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Și eu m-am născut în România. La ce tu mă rog, mi-e repral, mi-e repenea, miștoara, cleamtul men, sare. Lucruri interesante, așa cum v-am obișnuit deja aici la emisiunea noastră, pe care o puteți vedea în fiecare sâmbătă de la 9:30 aici la Național TV. De asemenea, puteți intra în legătură cu noi pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România, unde ne puteți trimite mesajele dumneavoastră, opinii, sugestii, de ce nu like-uri pentru colega mea Zita Moldovan. Mulțumesc, ești drăguță. Hei, dragi prieteni, până trimiteți noastră like-uri, neapărat haideți să vedem care sunt titlurile ediției de astăzi. Și revenim. Săptămâna aceasta vă spunem când se face repartizarea candidaților pe locurile rezervate pentru rom, dar și ce surprize pregătesc artiștii de la Mahala Raibanda. Toate acestea la InfoRom. La Un Cei cu Rom mergem într-un cadru special, la Muzeul Satului, la cel mai mare festival al culturii indiene din România. Invitații ne dezvăluie legătura dintre cultura indiană și cultura romilor, dar și tradițiile celor două popoare. Romul de 10 din această ediție este Ervin, un băiat ambițios în vârstă de 11 ani care visează să ajungă un mare fotbalist. Pachivale amalale, acana cam dicas pe nastumenghe romanes, romane nevimata. Dragi prieteni, urmează cele mai importante știri cu și despre romi aici la InfoRom. S-a încheiat perioada de înscriere a candidaților pe locurile alocate romilor la licee. 24 iunie a fost ultima zi în care elevii puteau depune cererile. Repartizarea candidaților romi se realizează în perioada 11-13 iulie 2016 de către Comisia de Admitere a Municipiului București la Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes din București. Repartizarea se face în ședință publică în ordinea descrescătoare a mediilor conform opțiunilor exprimate. În situația în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare. Admiterea candidaților de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri pe clasă pentru numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017, aprobat de Ministerul Educației. În unitățile de învățământ, absolvenții claselor a 8-a care dețin recomandarea scrisă prin care se atestă apartenența la etnia romă vor completa cererea tip ISMB până la data de 24 iunie 2016. În capitală, cele mai multe locuri pentru romi au fost alocate la următoarele licee. Colegiul Economic Viilor, 26 de locuri. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, 12 locuri. Colegiul Tehnic de Aeronautică Ari Coandă, 12 locuri. Colegiul Tehnic Petru Maior, 10 locuri. Liceul Teoretic Traian, 11 locuri. Colegiul Economic Adexenopol, 10 locuri, Colegiul Economic Hermes, 14 locuri, Școala Superioară Comercială Nicolae Crețulescu, 10 locuri, Colegiul Tehnic Mihai Bravu, 14 locuri, Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu, 14 locuri, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintinanu, 12 locuri, Colegiul Tehnic Energetic, 10 locuri, Colegiul Economic Virgil Magiaru, 10 locuri, Colegiul Tehnic Media, 14 locuri, Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaș, 10 locuri și altele. Numai în București, Partida Romilor a acordat în total peste 700 de recomandări. Anul acesta, în țară, au fost alocate peste 7.000 de locuri speciale pentru romi. În capitală sunt în jur de 700 de locuri, la care se adaugă aproximativ 200 de locuri la școlile profesionale. This is a B-O-double-P, why it's so fly. Mahala! Every time say you better recognize. Watch me now. Mahala, Raibanda. Mahala, Raibanda. Mahala, Raibanda. Recunoscuți pe plan internațional, trupa Mahala Raibanda revine în forță vara aceasta cu un nou videoclip muzical.
Melodia compusă de către Aurel Ioniță, Mihai Ogășanu și Bobby Brown este un mix de stiluri muzicale care incită la dans, distracție și voie bună. E o piesă de club, o să-i spun, ceea ce pentru Mahala Raimanda nu e ceva nou. Am fost pionieri ai stilului Balkan Beat, am cochetat puțin și cu genul reggae și acum, de ce să nu fim noi primii, ca întotdeauna, cu genul trap step, un gen muzical care prinde foarte mult în America și nu numai. Challenge-ul a fost să facem ceva total diferit și de ceea ce am făcut eu, cât și de ceea ce face Mahala Raimanda. Nu să ne îndepărtăm de la partea gypsy, dar să combinăm ceea ce se întâmplă din punct de vedere modern pe piața muzicală cu tradiționalul etnic rom. Melodia Khan Mahala este un proiect inedit pe care băieții l-au realizat în colaborare cu artistul jamaican Bobby Lennox Brown, care nu se află la prima colaborare de acest gen cu artiști din România. În momentul în care am început să fac piesa cu Mahala, m-am gândit că ar fi foarte interesant ca Bobby să-și pună vocea pe această piesă, pentru că el are, bineînțeles, e de origine jamaicană. Și are un stil care mi s-a părut mie că se potrivește și, într-adevăr, a făcut o treabă foarte, foarte bună. Cu un videoclip îndrăzneț semnat de regizorul Ionuț Trandafir, piesa Khan Mahala se anunță un mare hit care se va asculta vara aceasta în cluburi și discoteci. Ne pot găsi pe pagina oficială www.mahalaraibanda.ro. Piesa a fost lansată de vreo 10 zile pe YouTube, chiar pentru România are un număr, zic eu, destul de bun de vizualizări. Pralale, peniale, o curcoca în aclo, cu muzeul Legavescoro Andaru București, s-a scârdos a s-organizime o mai baro festivalul Hindicane Culturacoro. Dragi prieteni, în urmă cu puțin timp, la Muzeul Satului a avut loc cel mai mare festival al culturii indiene. O anavle festivaloscoro s-as namaste, hai si că eftato nache ohtoto ediția adauca berș. Dragi prieteni, festivalul se numește Namaste și a ajuns la ediția 8-a. O manușa care este dedicat din Atenda Mare Emisia, cam care în discuția palo panglipe, mașcara lo Roma, hai o indicano, țarte până o indicani nația, pale cultura, hai tradiția, adalche duie nație îndiri. Dragi prieteni, invitații noștri vorbesc despre legătura dintre poporul rom și cel indian, precum și despre obiceiurile și tradițiile acestora. Janenco, guvernul indiacoro, prin giardeale romen, s-ar manușa cai avile atean de Europa, andare India. Știți dumneavoastră, dragi prieteni, guvernul indian a recunoscut oficial cum că etnia romilor are origini indiene. Hai acana mire pral mire penea, te pias ecceaio romosa. Așadar, nu ne rămâne altceva de făcut decât să bem un ceai cu rom și să vedem ce ne spun invitații. Bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit. De data aceasta o ediție cu totul și cu totul special a rubricii La un ceai cu rom. Ne aflăm la Muzeul Satului din București, una dintre cele mai vizitate locații din România, nu numai din capitală, pentru că vin aici foarte, foarte mulți turiști anual, iar în perioada aceasta au și un eveniment special și anume Festivalul Culturii Indiene Namaste. O premieră în cadrul acestui festival este prezentată și cultura romilor printr-o colaborare cu Agenția Națională pentru Romi, dar mai avem o premieră tot astăzi, lansarea Vali Rupiță Band și rămâneți alături de noi pentru că veți afla despre ce este vorba. Acum, alături de noi se află doamna Angelica Marinescu, organizator. Mă bucur că sunteți astăzi, iată, alături de noi la un ceai cu rom. Bine v-am găsit! Bună ziua, mulțumesc că
ați venit să fiți alături de noi la Muzeul Satului, să participați la acest festival care reprezintă cumva sufletul nostru al iubitorilor de India. Și zic bine v-am găsit, iată, pentru că am venit acasă la dumneavoastră cumva și vă mulțumesc pentru și că noi vă mulțumim. Așadar, a șasea, al șaselea an, a opta ediție a festivalului, da? Vă rog să ne spuneți. Festivalul a început în 2010 la inițiativa unui grup de români iubitori de India. De-a lungul timpului noi am reușit să convingem autoritățile legate de India, cum ar fi ambasada, cum ar fi Ministerul Turismului Indian, cum ar fi UNESCO, ONU. Am avut mai multe colaborări de-a lungul timpului legate de promovarea culturii indiene în România și iată am reușit să creștem, cred, în fiecare an și să prezentăm în fiecare an cât am putut noi de frumos această cultură care este aproape de noi și care credem că merită să fie împărtășită românilor. Și sigur că da, aveți de fiecare dată dansuri, muzică, prezentări de carte, lansări și așa mai departe. O să vă rog să ne spuneți ce este special anul acesta. Anul acesta, bineînțeles că cel mai special eveniment este această zi intitulată India Romanii, dedicată confluențelor dintre cultura indiană și cultura Roma, de care eu sunt foarte mândră. A fost un eveniment început la inițiativa Agenției Naționale pentru Romi și Ambasadei Indiei la București, care ne-au contactat. Nouă ni s-a părut o idee formidabilă. A fost un drum lung, cu muncă, și iată că am ajuns să avem o zi întreagă plină de evenimente minunate pentru care suntem recunoscători. O zi întreagă în cadrul unei luni de evenimente, sau mai exact o lună și jumătate de evenimente, pentru că este un festival care se întinde pe o durată foarte lungă, nu? Da, anul acesta am schimbat puțin conceptul. Dacă în mod tradițional festivalul dura între 3 și 5 zile, aici în această locație minunată la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, anul acesta, pentru că am reușit să realizăm contacte cu artiști importanți din India, am reușit să-i aducem începând cu 25 mai, mai întâi o trupă de jazz foarte cunoscută, pe urmă muzică și dans clasic din nordul Indiei. Am avut o săptămână de film indian la Institutul Francez. Acum urmează cele 3 zile la Muzeul Satului și mai urmează, se încheie festivalul pe 30 iunie cu un concert Vishwa Mohan Bhat. Este un artist foarte cunoscut la care invităm pe toată lumea cu drag. De unde pasiunea dumneavoastră pentru India? Asta e o întrebare grea pe care o pun și eu altora. Probabil că încep așa ca la toată lumea cu Mircea Eliade, cu lecturile din filozofia indiană, cu interesul pentru yoga, pentru Ayurveda, până la urmă pentru sufletul nostru, pentru frumusețea pe care am putea să o găsim în jurul nostru și în oameni. Și pe urmă pentru că din întâmplare am cunoscut, începând cu 2008, membrii ai diasporei indiene din România, care sunt foarte primitori, foarte darnici, foarte generoși, sunt niște oameni minunați pe care eu îi simt ca pe familia mea proprie, care începând din acel an și până acum m-au adoptat, au avut grijă de mine, vorbesc cu mine, îmi povestesc poveștile lor de familie fabuloase și care participă alături de noi la festival și ne susțin. Ați fost dumneavoastră în India? Am fost o dată în 2013. E o poveste frumoasă despre care am și scris. Am fost în Delta Gangelui, în satele indiene, exact așa cum îmi și doream, pentru că nu am vrut niciodată să merg ca și călător, ca și turist, pardon, în India, ci ca și călător care descoperă. Poate căutam cumva zona rurală a României unde am copilărit și am regăsit-o într-un fel în India. Familia indiană la care am fost nu mă cunoștea înainte să ajung, dar când am ajuns m-au tratat ca pe o nouă fiică și a fost o experiență minunată și cu mult suflet. Și acolo ați îmbrăcat pentru prima dată un sari? Nu, îl îmbrăcam de multă vreme de la festival. Iată, așa cum și eu astăzi am îmbrăcat un sari și trebuie să le mulțumesc celor care, iată, mi-au pus la dispoziție acest minunat costum tradițional adus chiar din India, pentru că ceea ce vedem la festival sunt lucruri autentice, nu? Aduse din India. Noi invităm la festival, am căutat din primul an și am stabilit colaborări foarte frumoase cu oamenii, cu producătorii și distribuitorii care
care vin în fiecare an, ei sunt tradițional partenerii noștri, care chiar merg în India și aduc aceste produse foarte frumoase. Așadar, mai îmbrăcaserăți sariuri, dar acolo când ați fost v-ați simțit altfel, ați învățat, nu știu, reguli, altele poate, după care se așează un sari, după care se poartă? Poate mai degrabă am învățat că, de exemplu, sariul este o haină pe care eu consider sacră. De exemplu, într-o dimineață am rugat pe o doamnă să-mi pună sariul și a dat înspăimântată din mâini că nu se poate și am întrebat ce s-a întâmplat, de ce nu s-ar mai putea în ziua respectivă. Problema era că eu încă nu făcusem baie în întregime. Indienii fac, se spală de dimineață în întregime și atunci a trebuit să fac mai. Am înțeles că este vorba despre un ritual, purtarea sariului, despre o îmbrăcăminte pe care eu o respectă și o consideră sacră și le face mare bucurie să ne vadă pe noi că le admirăm costumul. Și sunt foarte multe lucruri care nu se știu, iată, le află vizitatorii care vin la Namaste. Cum reacționează în acești 6 ani? Ați avut ocazia să vedeți reacții felurite. Care este reacția vizitatorilor? Noi muncim pentru festivalul ăsta cam 6 luni și cred că cea mai mare recompensa noastră este reacția pe care o primim de la vizitatori. Pentru că au o bucurie nespusă să întâlnească India la Muzeul Satului, care de altfel se transformă, după cum vedeți, într-un fel de mix sat indian zilele astea. Pentru că au învățat să se îmbrace în sariuri sau în haine indiene, își pun bindi în frunte, dansează împreună cu cei de pe scenă, au început să citească poate mai mult. Unii sunt deja cunoscători, e un public care știe despre cultura indiană, care urmărește filme indiene, care se bucură să afle mai mult și poate ce e frumos despre India este această împărtășire a cunoștințelor despre India. Și iată de data aceasta, anul acesta, pentru prima dată și a cunoștințelor despre cultura romilor, aduse la oaltă cu cele despre cultura Indiei. Pentru dumneavoastră a fost ceva care v-a surprins în propunerea din partea Agenției Naționale pentru Rom, pe program, ați avut ceva care să vi se pare inedit? Am lucrat foarte frumos cu Agenția Națională pentru Rom, trebuie să spun, și sunt recunoscătoare și încântată de această colaborare. Noi l-am explicat specificul festivalului, deși ei participaseră, cunoșteau deja festivalul, și propunerile pe care le-au făcut dânșii ni s-au părut frumoase, în acord cu festivalul. Și de-abia aștept eu însă să particip la ele și să mă bucur de ele. Noi la fel, doamna Marinescu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi la Un Ceai cu Rom. Vă lăsăm pentru că știu că este și multă alergătură în afară de partea frumoasă. Aveți multe, multe treburi organizatorice. Namaste! Namaste! Stimați telespectatori, luăm o scurtă pauză de aici pentru că urmează să mai avem invitați. Va veni alături de noi președintele Agenției Naționale pentru Rom, Daniel Vasile, să ne spună de unde ideea de a participa la Namaste. Dar acum ne aruncăm așa o privire în jur și vedem ce se întâmplă. Cred că la scenă. Revenim! Ce ți-a plăcut mai mult? Dansul și cântatul la fete. Și mi-a plăcut cum au fost îmbrăcate. Ce v-a plăcut cel mai mult? E tot. Am uitat la câteva dansatoare de aici și e o chestie. Mi-aduc aminte de Narghita, care a cântat în India și a dansat și suntem legați într-un fel. Cultura indiană știți că se întrepretunde și cu cea romă. Știți mai multe despre acest lucru? Știu că romii provin din India. Ce mi-a plăcut cel mai mult aici? Cel mai mult aici mi-au plăcut dansurile indiene și aș vrea să merg o dată în India.
E super tare! La Un Ceai cu Rom, Daniel Vasile, președintele Agenției Naționale pentru Romi și etnologul Delia Grigore au multe de spus despre fiii Indiei. Am văzut dansuri, multă, multă culoare și ne întoarcem la discuții. Am promis alături de noi Daniel Vasile, președintele Agenției Naționale pentru Romi. Bine v-am găsit aici la Namaste. Vă spun și eu Namasten, bună dimineața și la Cioghes Romale. La Cioghes. Adică, iată, vorbim și în română și în indiană, puțin și în romani, bineînțeles. Ne integrăm în eveniment. În anul în care ministrul de externe al Indiei a anunțat că romii sunt fii Indiei, iată, este o întâmplare că sunteți prezenți aici, Agenția Națională pentru Romi, și nu numai la Namaste? Nu, desigur, nu este o întâmplare. Ar trebui evidențiat, în primul rând, anul 1971, când a avut loc primul congres internațional al romilor, când s-a pus bazele Organizației Internaționale a Romilor. În cadrul acelui congres s-a stabilit și a fost stabilit în cadrul lucrărilor imnul romilor, Gelem Gelem, steagul care are o asemănare cu steagul Indiei și desigur a fost evocat în cadrul congresului Originea Indiană. După acest congres a existat o serie de declarații din partea reprezentanților statului indian, prim-ministru al Indiei, culminând cu anul 2001, când de asemenea primul ministru al Indiei a declarat apartenența și a adus în spațiu public, printr-o declarație politică, originea minorității rome, originea minorității romilor. Și de ce nu să evidențiem luna februarie a acestui an, a anului 2016, când actualul ministru de externe, este o doamnă, a organizat un congres internațional al romilor, fiind invitați de seamă reprezentanții ai romilor din întreaga lume, și a avut o declarație politică în sensul recunoașterii minorității rome, a diasporei romilor, ca fiind copii ai Indiei. Ca urmare a acestor evenimente, sigur că ambasada Indiei a inițiat o serie de dialoguri cu reprezentanții romilor. Agenția Națională pentru Rom se afla într-un contact cu ambasada Indiei și am stabilit împreună ca în cadrul evenimentelor, manifestărilor culturale dedicate acestui eveniment Namasten India, ediția 2016, să avem o serie de activități, de acțiuni comune prin care să punem în evidență asemănările dintre cele două culturi. Cu ce v-ați pregătit? Da, vreau să spun că în cadrul acestui parteneriat este prezent și Centrul Național de Cultură al Romilor. Ne bucurăm desigur de suportul, de sprijinul ambasadei în cadrul acestui eveniment. Muzică, dans, cultură, artă, tradiții, meșteșuguri. Cam despre asta este vorba. Și eu pot să adaug o premieră. Se lansează Vali Rupiță Band. Desigur. Dar desigur. Detalii puțin mai târziu, rămâneți, cum am spus, alături de noi, pentru că nu numai vorbe vor fi, dar și imagini. Veți vedea ce înseamnă Vali Rupiță Band. Revenind însă la festival și la participarea pe care, iată, o au atât Agenția Națională pentru Rom, cât și Centrul Național de Cultură a Romilor. Surprinde pe cineva din ce ați văzut la vizitatori sau reacții? Surprinde această alăturare a celor două culturi? Reacțiile sunt pozitive, în sensul că publicul vizitator și rețelele media au constat cu oarecare plăcere, reacționează pozitiv. Ceea ce trebuie să înțelegem este că este un moment istoric. Este un moment care sper să devină o stare de normalitate
Adică apropierea dintre cele două culturi, relațiile pe care ambasada Indiei le are cu minoritatea romă din România, implicarea guvernului indian într-un proces de recunoaștere a statutului romilor de pe întreg Mapamondu, este un proces firesc, este un proces natural. Sper că în următorii ani povestea cu, domne, de unde provin romii, cine sunt romii, să nu mai existe pe agenda publică. Ce înseamnă recunoașterea de către India a minorității rome? Pentru că s-a vorbit la un moment dat că romii ar dori cetățenia indiană și că o vor și primi. Nici de cum. Are nici vreo de bază cum. Reală? Nu, nici de cum. Este un proces mult mai îndelungat. În primul rând, trebuie să înțelegem că trebuie să ne definim clar statutul. Adică suntem o minoritate națională, avem un stat, aparținem unei culturi, unei civilizații, lucruri care nu au fost cunoscute până în momentul de față. Au fost cunoscute, dar n-au fost recunoscute, de fapt. Adică cu toții vorbeam încă din primele apariții ale romilor în spațiul european că romii aparțin culturii indiene. Da? Și în cadrul procesului de indo-europenizare a avut loc migrația triburilor din nord-vestul Indiei, din Punjab, care în romani înseamnă țara celor cinci guri de apă, a avut loc migrația lor. Cu ceea ce trebuie să rămânem din cadrul acestor manifestări culturale, eu cred că trebuie să rămânem cu o legătură ancestrală care devine publică atât din partea ambasadei, cât și din partea reprezentanților minorității rome. Trebuie să înțelegem că astfel de manifestări culturale ar trebui să devină o normalitate și trebuie să avem contacte și acțiuni culturale cu reprezentanții ambasadei Indiei, cu reprezentanții statului și a guvernului român. De ce să nu spunem acest lucru? Dar deocamdată vă bucurați de acest inedit, de premieră, vă bucurați da, anul acesta. Da, ne bucurăm de premiere. Asta este și motivul pentru care am spus că este o zi istorică. Însă revin puțin la clarificările legate de statutul romilor, ca și diaspora, ca și minoritate aparținând culturii, civilizației, dacă vrei, statului indian. Ne uităm în spectru minorităților naționale și constatăm că singura minoritate care nu este revendicată de un stat pe teritoriul României este minoritatea romilor. Trebuie să înțelegem că avem un statut puțin diferit, puțin alambicat, mai greu de înțeles pentru clasa politică, pentru că activitățile noastre în vederea înlăturării, decalajului dintre populația majoritară și populația de rom, pentru momentul actual, nu sunt susținute de un stat. S-a folosit chiar expresia națiune fără teritoriu când s-a vorbit despre minoritatea romă. S-a simțit lipsa acestui stat mamă? Sigur. Sigur, este un concept, e greu de înțeles pentru telespectatorii care ne privesc acum acest concept promovat de o serie de lideri reprezentanți ai romilor, însă acest proces a avut loc ca urmare a inexistenței unei reacții ferme din partea statului indian care să spună punct și de la capăt. Romii din întreaga lume, care vorbim de o diasporă de 20 de milioane de suflete de romi, aparțin culturii, civilizației indiene, este minoritatea noastră, este diaspora statului indian. În momentul în care vine o astfel de declarație, orice discuție legată de apartenența minorității rome la un spațiu, la un teritoriu, la un stat, trebuie să înceteze, pe de o parte. Pe de altă parte, statutul de minoritate națională este amplificat de această recunoaștere. Statul indian, de acum încolo, ar trebui să intre în negocieri cu guvernele, cu statele unde se află romii, inclusiv cu România, pentru a solicita respectarea drepturilor. Uitați-vă la Ungaria. Exemplu cel mai concludent ca să înțelegem ce se întâmplă. Sigur că guvernul de la Budapest, atunci când vorbim de drepturile minorității maghiare, intervine, solicită statului român să aibă o politică cât mai eficientă, cât mai europeană. În cazul romilor, să-mi fie cu iertare, un asemenea stat, un asemenea guvern care să pună presiune pe statul român,
nu există. Vorbeați, sau nu a existat până vorbeați momentul de față. De 20 de milioane de români în întreaga lume. Este important de menționat că 12 milioane dintre aceștia se află în Europa și aproximativ 2 milioane, să spunem, chiar dacă din date neoficiale, în România. Așa că nu este deloc, revenind la prima întrebare, nu este o întâmplare că aici, la București, la Festivalul Namaste, pentru prima dată cele două culturi, indiană și romă, sunt aduse împreună. Trebuie spus că repartizarea și existența diasporei roma, noi o regăsim pe toate celelalte continente. Adică dacă vorbim de America, vorbim de 1 milion de romi. Dacă vorbim de Brazilia, vorbim de 800.000 de romi înregistrați în Brazilia, în Australia, în Asia, în Europa. Este adevărat că în Europa populația cea mai numeroasă se află în România. Domnule Daniel Vasile, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră astăzi la un ceai cu rom și mult succes în continuare, pentru că aveți treabă, nu astăzi, nu sunteți doar vizitator. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și totodată vă mulțumesc pentru prezență, că sunteți prezenți în cadrul acestei manifestări culturale, astfel încât putem transmite un mesaj romilor din întreaga Românie prin intermediul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Stimați telespectatori, ne mai uităm puțin în preajmă și vedem ce se mai întâmplă la Namaste și, așa cum v-am zis, rămâneți alături de noi pentru că se lansează și Vali Rupiță Band. Mă numesc Violeta, Namaste în primul rând, este salutul indian. Mă bucur că mă aflu la acest festival, întrucât prin intermediul acestui festival, cumva România se apropie de India și eu sunt aici pentru a prezenta și a promova produsele indiene. Sunt fascinată de toată gastronomia indiană, pentru că ei reușesc cumva să combine ineditul cu plăcutul și atunci rezultatul este excepțional. În această zi vă servim pui tikka masala, miel vindaloo și pui cu lămâie și lime. Și două tipuri de orez, orez simplu și orez basmati cu multe condimente indiene. De asemenea, avem gulab jamun, care este un desert foarte bun cu pe bază de miere, fistic și foarte multe condimente și înghețată, bineînțeles că e vremea foarte caldă, iced tea făcut de noi din ceaiurile pe care noi le importăm și de asemenea limonadă cu mentă ca să ne răcorim puțin. Avem uleiuri presate la rece din diferite semințe, ele fiecare au o anumită proprietate terapeutică, dar se pot integra în mâncare ca să devină un mod de viață, nu neapărat să-l iei sub formă de medicament. Sunt presate la rece, după o metodă tradițională, bunicul meu a avut moară de apă, de făină și piuă de ulei. Mai avem ceva creme naturale, diferite oțete pure, naturale, fără adaos de apă, din afine, merișoare, mere pădurețe, toate sunt tradiționale, atât cât și unturi, care sunt obținute prin centrifugarea semințelor și nu mai are adaos de sare, apă sau alt conservant, datorită faptului că se ridică o peliculă de ulei care conservă aceste produse. Am revenit, iar alături de noi chiar gazda noastră astăzi, doamna Iuliana Grumăzescu, director de comunicare al Muzeului Satului. Vă mulțumim că ați venit la noi, în acest spațiu care s-a transformat pentru un weekend într-o mică Indie. Într-o mică Indie vizitată de foarte mulți oameni, pentru că de fiecare dată la Muzeul Satului vin vizitatori, turiști din toată țara și nu numai. La ce număr de vizitatori ne raportăm anual? Anual, iată, de 8 ediții, Muzeul Satului atrage între 7.000 și 9.000 de vizitatori, ceea ce pentru un weekend, pentru o zi de vineri, o zi de sâmbătă și o zi de duminică, este un număr foarte mare de vizitatori. Noi dezvoltăm de ani de zile, de altfel de 10 ani, dezvoltăm programul Dialogul Civilizațiilor și acest festival se înscrie cu succes în dialogul, în acest program și iată că este cel mai de succes program, pentru că s-a creat un fenomen, iar românii și nu numai,
abia așteaptă să vină acest festival în Muzeul Statului pentru a putea participa la diversele activități cuprinse în programul festival. Exotica Indie, iată, își trimite aici la București, la Muzeul Statului, ce are de arătat, dansuri, muzică, haine, bijuterii, mâncare, de ce nu? Așa este, o civilizație sau mai bine zis un festival despre o anumită civilizație atât de îndepărtată de noi ca și spațiu, trebuie să fie gustată la teoretic și practic. Noi spunem că atât expozițiile temporare, de fotografie, de pictură, cât și ceea ce se expune și ceea ce se poate cumpăra de la standurile acestora, cât și atelierele de introducere în limba sanscrită, ateliere de pictură pe mână cu henna și yoga, iată, cu ocazia Zilei Internaționale Yoga și foarte multe alte activități cuprinse în program, întregesc într-un fel sau altul imaginea acestei țări continent. Și pentru că ați văzut această țară la ea acasă, de adevăratele, ce ne puteți spune despre India, Indie? În anul 2009 am avut oportunitatea de a merge cu o bursă de studii și am stat 3 luni de zile. Ce pot să spun este că m-a fascinat și aș recomanda tuturor celor care văd și acest material și îl vor vedea de acum încolo să nu meargă doar pentru o săptămână. Trebuie să stai un minim de 2 săptămâni ca să înțelegi mai bine India în adevăratul sens al cuvântului. Și nu mă refer aici doar la acel triunghi de aur al foarte promovat de către agențiile de turism sau doar la, eu știu, Taj Mahal sau la alte zone de interes dintr-un anumit punct sau altul, dar trebuie să mergi în templele lor, trebuie să mergi la muzeele lor, trebuie să mergi în piețele foarte aglomerate, piețele de fructe, trebuie să târguiești pentru că se supără dacă nu există un dialog în care cel care vinde este rugat să facă discount și cel care cumpără consideră că a făcut cea mai bună afacere. Ce înseamnă această premieră pentru Muzeul Satului, prezența romilor la festivalul Namaste? Cum ați întâmpinat această propunere? A fost o surpriză foarte plăcută să știm că Ambasada Indiei la București a dezvoltat această relație. Muzeul Satului nu este prima dată, nu este la prima, să spunem, activitate în care minoritatea romă este inclusă. Am avut o serie de alte activități în trecut, expoziții de fotografie, evenimente ca atare, conferințe, discuții, mese rotunde. Dar ne bucurăm, iată, că ambasada în sine își asumă și rolul de țară mamă, să zic așa, și își regăsește copiii, să spunem, în toată lumea și iată copiii în România. Când am aflat despre participarea minorității rome, ne-am bucurat, mai ales pentru faptul că o serie de vizitatori vin și vor să învețe despre culturi și civilizații și iată pot să învețe mult mai bine prin intermediul conferințelor care se întâmplă aici, prin intermediul expoziției de pictură care se regăsește într-una din curțile muzeului, prin intermediul acelor meșteri populari, meșteri romi care au venit să ne împărtășească din tainele acestor meserii și ocupații foarte vechi. De asemenea, pot să învețe mai multe lucruri din spectacolele care vor avea loc pe scenă, iată, și ritmul muzical și așa mai departe. Vă mulțumesc încă o dată și pentru găzduire și pentru participarea la discuție și mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc și vă spun namaste. Namaste. Stimatele spectatori, ne apropiem de finalul rubricii La un ceai cu rom, dar nu încă, luăm o scurtă pauză și revenim. Aici avem tot felul de textile din India, multe brodate de mână, cu mărgele, unele și pictate de mână. Avem și sariuri, care sunt de fapt din 3 piese. Și tot felul de rochițe, cum vedeți, și costume tradiționale, care sunt perfecte pentru vremea de azi, pe căldura asta, trebuie ceva mai lejer. Ce avem special în această ediție sunt costumele tradiționale și anume șalvar kamiz, format din șalvar, o rochiță și pantaloni, plus o eșarfă.
și sariurile, costumul tradițional specific indian. Se caută culorile vii, paietele, cu cât sunt mai încărcate, cu atât sunt mai de ocazie și mai speciale. Despre bijuteriile pe care le avem expuse aici, ce ne puteți spune? Avem bijuterii și în stil occidental și în stil tradițional indian, gen brățări, bangles, se poartă multe pe mână, brățări cu inel, avem tica. O amintire cu influențe indiene? În primul rând amintire și experiență de cheltuit banii. Îmi plac bijuteriile? Foarte mult. Îmi plac bijuteriile chiar dacă nu le port. Sunt minunate. Despre meșteșug, ce aș putea să vă spun foarte multe. E o meserie care se moștenește, un meșteșug care îl moștenești. De la cine l-ați moștenit? De la tata. De la tata. Tata l-a moștenit la rândul lui de la bunicul meu. Și așa mai departe. Aliajul care îl folosesc eu acum este alamă. Și folosesc o combinație de cupru cu alamă. Fac o pliere de tablă de cupru pe tablă de alamă. Modelele pot fi variate sau chiar și materialul din care pot să lucrez, de la bronz, știu, alpaca, diferite metale, chiar și fier putem prelucra, chiar și inox. Am aici chiar o tablă din inox care fac de țară din ea. Și cam așa arată final. La Un Ceai cu Rom, etnologul Delia Grigore dezvoluie amănunte neștiute despre India, dar și despre rom. Rămâneți alături de noi! Vali Rupiță ne cântă o celebră piesă alături de bandul lui. Ne-am întors și alături de noi Delia Grigore. Bine ați venit la Un Ceai cu Rom. Cel mai potrivit om, cred, să ne spună despre asemănările dintre cultura indiană și cultura romilor. Ce au în comun? Și apoi trecem și la diferențe. Este foarte important să vorbim despre similaritățile și dialogul dintre culturile tradiționale romă și culturile Indiei. Pentru că în India sunt multe grupuri etnice, mai multe culturi și cultura romanii are rădăcini în acest spațiu important pentru noi, este să cunoaștem aceste rădăcini. Și pornim cu ceea ce au în comun. În primul rând, limba. Limba romanii s-a demonstrat de multă vreme că este de origine pracrită, din spațiul vechi indian, de acum mai bine de 1000 de ani. Și există nu numai un foarte important vocabular, un lexic de un număr mare de cuvinte care sunt moștenite din limba vorbită în spațiul Indiei, atunci în spațiul indian, pentru că pe atunci nu era India, când am plecat noi romii de acolo, erau regatele Indiei, mai multe regate. Și nu numai vocabularul, iată asta spuneam, dar în primul rând structura gramaticală care este similară. Și ceea ce de fapt a apărut după în limba romanii, după plecarea din India în spațiul bizantin și mai târziu în spațiul slav și în Europa, se referă mai ales la nivel de împrumuturi lexicale. Iată, limba romanii, așadar, clar de proveniență indiană, din spațiul indian, de ce se spunea pentru destul de multă vreme, de ce s-a spus că romii vin din Egipt? De fapt. A fost o confuzie, chiar uneori chiar încurajată chiar și de folclorul, chiar folclorul rom uneori vorbea despre asta în anumite timpuri.
Pentru că, sigur, se pare romii au plecat în mai multe valuri, provin probabil din mai multe grupuri, subgrupuri etnice din India, au plecat în mai multe valuri, mai multe direcții, din mai multe motive. Și au ajuns și s-ar putea ca unul din valuri să fie ajuns și acolo, fără ca să, acel val să fie ajuns mai departe în Europa, dar rămânând o înrudire cu proto-romii, să spunem, cu vechii romi dinainte de ceea ce știm noi astăzi, că este cultura romanii tradițională, actuală. Mai departe, după limbă, altceva ce s-a păstrat în cultura romilor care să amintească din India? Sigur că da, poate fi pus și sub semnul comun al culturii tradiționale reconstituite indo-europene, dar există elemente, sigur, păstrate din acea zonă, din rădăcinile culturale din acel spațiu. De pildă, se poate vorbi foarte mult despre conceptul de pur și impur. În romanii noi spunem ujo și mahrime, care are o foarte mare greutate în definirea normelor de conduită și de viață în familie, în comunitate, atât în cultura tradițională romanii, cât și în culturile tradiționale ale Indiei. Bineînțeles că sunt foarte multe reguli, foarte multe interdicții, tabuuri, începând cu modul în care te raportezi la familia de proveniență, cât și la familia de după căsătorie, modul în care, de pildă, fata trebuie să fie pură la căsătorie, mireasa trebuie să fie chai bari, fată cu minte. În ambele culturi este foarte important, toate aceste culturi indiene, inclusiv cultura tradițională romanie, este un element fundamental al căsătoriei tradiționale. De asemenea, regulile de adresare, de comportament, trebuie să se respecte multe lucruri care țin de spațiul acesta al ideii de puritate. Dacă se respectă, de exemplu, a nu pune un pahar pe jos și a bea de jos din el, pentru că este considerat că se spurcă, până la părțile corpului omenesc, partea de sus curată, pură, partea de jos inferioară este considerată impură și atunci nu se amestecă obiectele de vestimentație, nu se spală la un loc, nici măcar nu se întind pe aceeași sârmă la uscat. Și multe, multe alte reguli, sunt nenumărate reguli de comportament tradițional care țin de puritatea rituală. Dumneavoastră le-ați cercetat de la bun început ca interes pentru proveniența lor din spațiul indian sau mai întâi le-ați cercetat ca prezente în spațiul romilor din România? Ca etnograf, ca etnolog m-a interesat să văd ce spune cultura tradițională romanii despre ea însăși. Mergând mult în teren, analizând, studiind familii diverse din diferite neamuri, subgrupuri de romi, am observat multe lucruri și am încercat să fac așa o sinteză a ceea ce numim noi romanii pen. Altfel spus, această lege a culturii tradiționale romanii, care poate fi asemănată cu dharma indiană, pentru că și acolo e vorba de o lege și cu reguli bine stabilite, cu factori de control și sancțiune socială dacă aceste reguli sunt încălcate. Din afară s-ar mai putea vorbi despre asemănări, cum ar fi culorile alese, preferate, nu? India, un spațiu multicolor și portul tradițional al romilor, de asemenea multicolor. Și doar așa ca o paranteză, absolut întâmplător, purtăm culori asemănătoare. Astăzi eu am un sari tradițional indian pe mine și dumneavoastră nu aveți ceva care să amintească, nu, de portul romilor. Întâmplător, culorile sunt foarte asemănătoare. Sigur că da, dincolo de culori, culorile, florile, toată această idee la portul feminin în special e în tot Orientul, nu numai la romi și la indieni. Tot Orientul are păstrată ideea de frumusețe a femeii în vestimentația de acest tip, însă acoperirea anumitor părți ale corpului considerate, în limba română noi spunem la jipe, rușine, considerate că sunt rușinoase de a se arăta, de pildă portul de îmbrăcăminte de lung, fustă lungă, și în India există nu doar sari,
ci și fustă lungă, fustă lungă și creață și colorată, în anumite neamuri de indieni din zona mai ales a Rajasthanului, a Punjabului, sau la Bhanjaras, un grup de etnic înrudit cu noi romii și încă seminomad, deci care a fost nomad. Și iată că avem rude cu aceștia, suntem rude, suntem veri, să spunem, îndepărtați. Și iată că portul are elemente de genul acesta, neapărat acoperind picioarele, acoperind partea de jos a corpului, considerată impură. Ideea de frate-soră, adresabilitatea aceasta pralapene și ideea de pralipede, frăție, care se poate îndeplini doar dacă normele purității ale UJP-ului sunt respectate, atunci devii, și poți fi recunoscut ca frate-soră, poți fi din interiorul nostru, respecti aceste norme, ești de al nostru și atunci poți fi considerat un om pachivalo, adică de onoare sau respectabil sau de încredere sau cu credință. Acest cuvânt pachiv, foarte important în cultura romanii, care seamănă și el ca și romanipenul, care e o creație modernă. Pachivul este un vechi cuvânt rom, cu seamănă ca și semnificație cu dharma, pachiv dharma sau romanipen dharma, romanipen, cum spuneam, o creație a etnologiei, iar pachiv un cuvânt vechi în cultura, în limba romanii și în cultura romanii tradițională, înseamnă tot ceea ce ține de onoare, de respect, de respectarea familiei, a bătrânilor, de modul de relaționare femeie-bărbat, de rolurile complementare în familie. Ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că, iată, ne aflăm astăzi aici, la Muzeul Satului, la Festivalul Namaste, care pentru prima dată include și un eveniment sau o serie de evenimente dedicate culturii romilor și asemănărilor dintre culturile indiene și cea romă? Niciodată nu este prea târziu. Suntem la 8-a ediție a Festivalului Culturii Indiene Namaste India și ne bucurăm că anul acesta, să sperăm că primul și nu ultimul, de acum să devină o tradiție ca în zilele acestea ale festivalului măcar o zi să fie dedicată romilor, pentru că e un motiv, sunt câteva motive foarte simple. Cei mai mulți romi din lume se află în România, comparativ cu alte țări. Declarații, cei 619.000 de romi constituie cel mai mare număr de romi dintr-o țară din lume, cel puțin europeană. Deci, pe de o parte, avem numărul mare de oameni, această minoritate națională a romilor, care clar are rădăcini culturale și lingvistice și istorice în spațiul indian. Este un gest de recunoaștere a celebra India în România și prin minoritatea romilor, care, iată, se bucură din când în când de vorbe frumoase din partea statului indian. De la Indira Gandhi până la actuala ministră de externe a Indiei, care în 12 februarie anul acesta, în cadrul festivalului și conferinței de cultură romanii din New Delhi, doamna ministră a declarat faptul că romii, cu siguranță, s-a cercetat suficient ca să se demonstreze că au rădăcini în India, culturale, spirituale, și că poate ar fi cazul să se dezvolte și mai mult cercetările și dialogul între culturi. Iată, de la aceste declarații și evenimentul de astăzi, mai departe, ce așteptări aveți? Avem dorința ca, bineînțeles, să ne regăsim de fiecare dată în festivalul Namaste India în anii viitori. Dorim să intrăm așa într-un dialog cu mai profund, poate cu ambasada Indiei pentru viitor. Poate reușim, e dorința mea acum de activist rom în societatea civilă, să putem gândi poate pe viitor în țările cu romi, în țările, începând cu România, că e numărul cel mai mare de romi, să putem gândi împreună cu ambasada și, bineînțeles, cu guvernul indian, care e reprezentat de ambasadă, existența, înființarea unui fond pentru cultura și cercetarea culturii romilor și afiliației cu culturile vechi ale Indiei, un fond la care, prin proiecte culturale și de cercetare, să se poată aplica și acestea să se poată dezvolta. Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi alături de noi. Stimați telespectatori, am tot spus.
o altă premieră aici la festivalul Namaste, se lansează Vali Rupiță Band, iar de data aceasta și facem ce am promis, vă arătăm ce înseamnă. Rămâneți alături de noi! Doamnelor și domnilor, Vali Rupiță Jazz Band în premieră la Festivalul Culturii Indiene Namaste India. Pentru că acest eveniment a fost pregătit în colaborare cu Agenția Națională pentru Romi, Guvernul României și Centrul Național de Cultură a Romilor, Romano Care, și cu Ambasada Indiei la București. Îmi face o deosebită plăcere să invit pe scenă pe domnul Partharei, șarjei d'affaires la Ambasada Indiei la București, și pe domnul președinte al Agenției Naționale pentru Romi. Vă rog. Thank you, Angelica. I am back again. Yesterday I was here around this time. And it's a pleasure to be back once again with you. A good welcome to all of you to the Namaste India Festival. Particularly this year we have our good Roma friends with us. This is an addition. Right from 2010, Angelica Yulia, the Tagore Cultural Institute has been working very hard to make this flagship event. It's the biggest Indian festival of culture in Romania, and this time we are glad that we have taken Mr. Vasile, Daniel Vasile, and the Romania National Agency for Roma. Within us, and it's a great pride for the Indian Embassy to say that we are with them and they are with us. And well, enjoy and do come back in large numbers. Thank you. Domnul Partharei a spus cam așa pe scurt că se bucură să fie din nou împreună cu noi, a fost și ieri, a inaugurat această ediție a festivalului, se bucură să fie alături de comunitatea romă, se bucură să fie partea acestui festival care a început în 2010. Mulțumește domnului președinte Daniel Vasile pentru colaborarea la organizarea acestui festival și vă invită să vă bucurați de acest festival și de ceea ce urmează în continuare. Namaste, miștoara clemtume, bună ziua! Foarte, foarte pe scurt, este o zi foarte importantă pentru România, este o zi foarte importantă pentru romi, pentru o minoritate foarte importantă a statului român. Vreau să mulțumesc organizatorilor, vreau să mulțumesc Ambasadei Indiei, colegilor de la Centrul Național de Cultură. Sper să aveți o zi plăcută, chiar dacă avem o zi toridă, în compania virtuoșilor formației Vali Rupiță Band. Și atât aș vrea să subliniez. Cultura romă este o cultură componentă, o parte componentă a culturii indiene. Legătura dintre România ca și cultură, ca și mod de exprimare și statul indian este realizat prin cultura, prin tradiția romilor. Bucurați-vă de această cultură și sper să avem de acum încolo cât mai multe evenimente care să evidențieze apartenența culturii rome la spațiul indian. Vă mulțumesc! Înainte de a începe, aș vrea să spun că Vali Rupiță este un cunoscut actor și regizor care a jucat în numeroase filme care l-au propulsat printre actorii români foarte căutați. A devenit cunoscut de la începutul carierei, fiind foarte talentat, a interpretat multe roluri care l-au adus în atenția publicului. S-a făcut remarcat și prin muzică, participând la numeroase festivaluri de muzică ușoară ca solist vocal. Tot în premieră se întâmplă astăzi la noi că Vali Rupiță cântă alături de fiul său Radu Rupiță, iar formația e întregită de o a treia voce la Vinea Emanuel și de șase instrumentiști de excepție, de la rock, la pop, jazz, arii celebre din opere și operete, dar și folclor și balcanic style. Vă invităm să-i ascultați cu drag pe Vali Rupiță Jazz Band. Thank you.
Vali Rupiță Band, dar aici este o poveste așa veche, am zis o premieră, dar Vali Rupiță cântă de zeci de ani și cred că și domnul Marian știe ceva. Cine începe? Să înceapă Marian, că el... Păi da, întotdeauna începuturile sunt mai grele și când e mai greu o să vorbească Marian, da, o să vorbesc eu, nicio problemă. Aveți dreptate, ne cunoaștem de foarte mulți ani, sunt peste 25 de ani de colaborare muzicală între mine și Vali Rupiță. Am reluat această colaborare pentru că am considerat că Vali Rupiță nu este doar realizator de televiziune, regizor și editor de montaj și nu mai știu ce mai există prin toate televiziunile. El este în primul rând și, un foarte bun solist vocal, așa cum s-a putut și vedea pe scenă, și are niște calități și vocale excepționale și muzica îl iubește. Asta e problema, de fapt, că muzica îl iubește. Vali Rupiță, ce a durat atât atunci? A durat pentru că împreună cu Marian și cu Marius Dincă, cu violonistul mai precis, am făcut vreo 4 sau 5 formule. Asta este ultima, da, care... Tot ce ați ascultat în ziua de astăzi a fost o repetiție cruntă, așa de vreo săptămână, cam în fiecare zi câte 5-6 ore, ca să iasă ceea ce a ieșit. Deci eu sunt foarte mulțumit de formula pe care am realizat-o. Mă bucur foarte mult că Radu s-a integrat, pentru că Radu mai mult pe la karaoke, cu orchestra mai puțin, și Marian aici de față poate să confirme, el m-a convins pe mine. Eu am insistat, așa este, adevărat. Eu am insistat pentru că am descoperit, de fapt îl știam pe Radu, eu știu de când s-a născut pe Radu, dar în momentul în care a început să vorbească și să cânte,
a dovedit niște calități native extraordinare, ceea ce demonstrează că, de fapt, moștenește un părinte sau doi sau... Da, sau mai mulți, că nu se știe. Da. Da, mult succes de acum înainte. Ce urmează pentru Valeriu Rupiță, Ben? Urmează o nouă săptămână de repetiții, după, nu, mai bine spus, o pauză de două săptămâni, pentru că am barbă, dragi telespectatori, filmez două filme, fac mai bine zis, unde sunt actor. Voi filma în România și voi filma la Budapesta un serial cu arabi produs de Fox. Așa că, Marian, îți spun acum, ne vedem peste două săptămâni. Pa! Kibori, kibori, kaveles ke baktali, debra baktali. Kita mamo kibori, 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 kaveles ke baktali, debra baktali. Yoi date sokerao, date sokerao, pala la fende merao, debra me merao. Yoi date sokerao, date sokerao, pala la fende merao, debra me merao. Mamă, putlove, putlove, da putlove, că cine a vrea chere, de la la chere. De mamă, putlove, putlove, da putlove, că cine a vrea chere, de la la chere. Eu îi da de socerau, da de socerau, pala la te nemerau, de la nemerau. Eu îi da de socerau, da de socerau, pala la te nemerau, de la nemerau. Da prașucar, ciari lulu ca dai bar, lulu ia dai bar. Simna romi prașucar, prașucar, da prașucar, ciari lulu ca dai bar, lulu ia dai bar. Io îi da de socherau, da de socherau, pala la pe neverau, de la neverau. Io îi da de socherau, da de socherau, pala la pe neverau, de la neverau. Para la de verao, de la de verao.
Sorin, mai am ceai Olman, o Messi, hai o Ronaldo. Am înțeles perfect, Zita, ție îți place Messi, îți place Ronaldo, dar mie îmi place Ervin Lucaci, care va ajunge, dacă nu cel mai mare fotbalist al lumii, cu siguranță al României, garantat. Dedicat consio Ervin Lucaci, me penaftu menge chesiles deșu e borș, hai train ande Sovata. Ervin Lucaci este un mic fotbalist de 11 ani, care locuiește în Sovata, județul Mureș. Așadar, dragi prieteni, urmează să-l vedem pe Ervin Lucaci la Romul de 10. Orom le deșengo. Dedicat. Este unul dintre cei mai ambițioși tineri pe care i-a întâlnit echipa de la Și eu m-am născut în România. Se numește Ervin Lucaci, are 11 ani și locuiește în localitatea Sovata din Târgu Mureș. Băiatul își pune toate speranțele și este convins că va face carieră în fotbal. Eu, de la 5 ani, am descoperit pasiunea. Mie îmi place să fac fotbal de mic. Mă admir pe Cristiano Ronaldo și vreau să ajung ca el, mare, mare fotbalist. Pasiunea lui a început dintr-o curiozitate copilărească, însă în prezent a ajuns să îi răpească tot timpul. Ervin bate mingea de când se știe, pentru că a simțit o atracție deosebită pentru fotbal. În fiecare săptămână avem 2-3 antrenamenti. În săptămână și antrenăm la turnee și la Ungaria, să mergem la august. Vrem să câștigăm cupa și să mergem mai departe cu echipa Sovata. Ervin umbră la noi de 7 ani. A fost un copil micuț și i-a plăcut fotbalul și așa, an la an, performând, a ajuns în stadiul ăsta. În rest, despre Ervin, ce pot să spun? Că este un băiat muncitor, nu ne-a creat probleme și am participat cu el la multe turnee. No, jucăm și în campionatul județului Mureș la categoria 2003-2004. El, având anul de naștere 2005, face față cu brio băieților mai mari. Eu cu Ervin, când venim la fotbal, jucăm pase, dăm șuturi la poartă și el este un jucător talentat. Suntem buni prieteni. Sper să obținem rezultate și să jucăm în continuare. Încet, încet au urmat multe competiții, atât naționale cât și internaționale. Premiile și medaliile câștigate de Ervin de-a lungul timpului îl fac să se simtă foarte mândru. În afară de concursurile unde participă cu școala, acolo au obținut cu echipa multe locuri 1 și 2. Noi așa cu echipa am obținut și locuri 2, locuri 3 la Odoreiu Secuiesc, la Reghin. Ervin are o viață disciplinată, iar părinții îl susțin în tot ce face, deoarece este și un elev foarte silitor. Îmi place să învăț matematica, maghiara, biologie, română, am note bune. Eu mă simt un învingător și vreau să câștig mult mai mult de cupe, de cel mai bun jucător. Ervin, că joacă de la vârsta de 5 ani, la cursul Sovata, care este în campionatul județean, este un copil care văd eu că e talentat, îi place fotbalul de mic copil, învață și bine. Obiectivul lui totul este fotbalul. A avut atâta medalii, a fost cel mai bun jucător turneu, a fost Golghetul la turneu, a fost Reghinul, a fost Brașovul. Voi spera că va ajunge la o echipă mare în viață. Sperăm să ajungă un om mare, fotbalist mare, și să învețe bine, să aibă și o meserie lângă
fotbal, să aibă sănătate, să meargă tot înainte. E un băiat de calitate care știe să descurcă între și adulți și între copii, deci e prietenos, dar și ambițios. Cum se pregătește copilul și ce calități are, eu am foarte mare convingere că va ajunge undeva mai sus. Credem cu tărie că norocul îi va surâde lui Ervin și că va avea o carieră de succes. Și asta pentru că băiatul are toate calitățile necesare pentru a deveni un nume important în lumea fotbalului. Ervin, că tot așa să ții, să ajungi cât mai mare, să fie bucuros toată soata. Vreau să ajung cel mai mare fotbalist ca Messi sau Neymar sau Ronaldo, la Barcelona sau la Real Madrid. Eu sunt cel mai bun. Mire penea, cam apte pacheau că ceai lilitul mena Marie emisia abdies, hai so diclea andelate, pacheau me chesas la ce hai șucar butea sosic abdeam tu mine. Dragi prieteni, cred că v-a plăcut emisiunea noastră de astăzi pentru că am avut noi așa numai și numai reportaje și știri foarte, foarte bune. Foarte interesante. A jucat astumen o curco o sau ato palale curco o sau ato caiavel sa ateco național TV. Dragi prieteni, vă așteptăm ca de fiecare dată, sâmbătă, la 9:30, aici la Național TV. Tate n-a bistrente, Jean, nu-i pro Facebook, o te biciale la mângă, e vorba, e mesajul, s-o camentume, Jean, entume, s-o camente pe nen. Intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România, acolo așteptăm like-urile și mesajele dumneavoastră. Te dedicați amensa, asta veste. Până săptămâna viitoare, toate cele bune, te avem, Bahtale Romale, la revedere!
Cause I'll be your double P while it's offline. Mahalo! Every time say you better recognize. Watch me now. Mahalo, Rai Banda. Mahalo, Rai Banda. Mahalo, Rai Banda. Body hot shot, get it together, we can make this last all night long. Hey, Leila, Leila, hey, Leila, I saw the Kanahala. Hey, Leila, Leila, hey, Leila, I saw the Kanahala. Music is a beat, playing to a song. Kunahala never stop from jam. Big up to the one called Mahala. Mahalo.